În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că și în această zi, ca de fiecare dată când deschidem cuvântul Său, avem lucruri frumoase de auzit. Asta este cuvântul Lui Dumnezeu întotdeauna folositor și cu efect pentru noi oamenii, pentru că este cuvântul vieții, cuvântul care ne învață cum să putem să trăim în viața aceasta pentru ca să dobândim la sfârșitul alergării noastre, la sfârșitul credinței noastre, la sfârșitul slujbei noastre încredințate în această lume, mântuirea sufletului. Darul cel mai de preț, binecuvântarea cea mai aleasă, scopul pentru care Dumnezeu ne-a trimis și ne-a rânduit să trăim în lumea aceasta este ca să dobândim veșnicia. Este ca să fim în slavă cu Dumnezeu și de aceea ce se spune din cuvântul lui Dumnezeu, ce se completează și se adaugă din inspirația Duhului Sfânt, predicile astea și-au efectul. De multe ori dacă ai citi un pasaj din Scriptură și lași pur și simplu așa cum el este scris, poți să iei o hrană pentru viața ta. Dar atunci când el este tâlcuit, atunci când el este interpretat, acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu pentru etapa fiecărei generații. Sunt lucruri care se potrivesc așa de bine cu vremea în care noi trăim. Sunt lucruri pe care poate nu le mai socotim de aceeași intensitate și la același grad și nivel pentru o altă vreme. De multe ori apar lucrurile astea în afirmațiile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este categoric în orice, în ținută, în comportament, în viață, în gândire, în vorbire. Și de multe ori oamenii zice, felul acesta a fost pentru cei dinaintea noastră, parcă astăzi nu ne mai putem împlini în această lucru. Parcă astăzi n-ai mai putea să vorbești despre acea valoare a cuvântului așa cum se vorbea altădată. Poate că nu sunt chiar foarte explicit și foarte clar în ceea ce spun, dar sunt lucruri pe care noi astăzi ne îngăduim să le facem. Gândiți-vă dumneavoastră la ce vreți, lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu poate îl condamnă. Părinții noștri, într-un mod deosebit, nu-l făceau, pentru că era, era decizia pe care o spus-o Dumnezeu pentru om. Astăzi noi ne putem ușor îngădui, noi astăzi ne putem ușor dezlega unele lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le îngrădește. Astăzi spunem că este altfel, că lumea a evoluat și altfel se interpretează lucrurile acestea, în orice domeniu ar fi. Dar ce este deosebit că și cuvântul lui Dumnezeu, dacă ți-l însușești ție, așa cum el vine spre tine, îți aduce biruință în toate problemele și rezolvare în toate problemele sociale, financiare, economice, de familie, de personalitate, statutul de om, în cuvântul lui Dumnezeu îl poți găsi întreg și frumos. Și ceea ce s-a citit și amintea și fratele Sabin din Apostolul acestei zile este o învățătură pe care aici o găsim și știm cum să ne comportăm. Cum trebuie ca să fim atunci când facem o milostenie? Cum trebuie să fim atunci când postim? Cum trebuie să fim și cum trebuie să stăm atunci când ne rugăm? Toate aceste lucruri s-au citit și se regăsesc în, pentru că ele au ceva, au o răsplătire în spate. De aceea este important lucrurile acestea, de aceea pasajul acesta și partea aceasta care cuvântul lui Dumnezeu ne evidențiază în predica de pe munte, în momentul fericirilor și tot ce s-a învățat atunci prin Domnul, tot ce a învățat Domnul Iisus atunci pe munte era și are un scop, un răspuns, o răsplătire la toate acestea. Pentru că atunci când voi vă rugați, să nu bolborosiți cuvinte
multe. Să nu, nu știu, sincer să fiu, m-am gândit așa foarte serios la lucrul acesta, cum trebuiau să se fi rugat fățarnicii de atunci, bolborosind cuvinte multe. Pentru că astăzi noi nu prea ne rugăm. În balanță cu vremea de atunci, noi astăzi nu, oamenii nu prea se roagă. Oamenii, și dacă fac rugăciuni, sunt foarte scurte și foarte precise. Doamne, dă-mi! Cu tare și cu tare, că de obicei rugăciunea aceea este o cerere. Eu mă rog de cineva când am nevoie de ceva. Dumneata, te rogi de cineva când ai nevoie de ceva. Rugăciunea, în esența ei, este o cerere. Nu știu chiar cum este să bolborosești multe cuvinte, nu știu cum este să folosești partea aceasta de rugăciune. Dar știm că Dumnezeu ne învață, cuvântul Său ne învață, că El știe de ce avem noi nevoie. Toată treaba este ca noi să venim să recunoaștem că avem nevoie de El. Toată partea noastră, în contradicția aceasta care apare aici, să nu folosești multe cuvinte, pentru că Tatăl tău știe problemele tale înainte de a veni. Problema care nouă ne revine este să vadă Dumnezeu că noi depindem de El. Să îi arătăm lui Dumnezeu în credința noastră și în dorința noastră că nevoile noastre depind de El. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru timpul acesta petrecut împreună, pentru adunarea aceasta, pentru lucrurile frumoase care le-am putut auzi, să ne ajute Dumnezeu să le putem păstra în inimile noastre, tot ce am auzit astăzi. Să lucreze prin Duhul Sfânt atunci când va trebui să trecem prin unele situații din viața aceasta care se aseamănă cu învățătura pe care am primit-o astăzi. Așa cum se amintea mai la început în vorbirea fratelui Mircea, cu multele probleme cu care de multe ori noi avem așa de multe de ce-uri în viața noastră. De ce aia, de ce ailantă, de ce așa și nu așa. Pentru că în toate este și un răspuns. În toate întrebările noastre, Dumnezeu nu rămâne niciodată descoperit la problemele și nevoile noastre. El în toate este deasupra. Ne-a învățat, ne spune, ne călăuzește, ne însoțește de fiecare dată și în fiecare zi prin cuvântul Său, la toate problemele și la toate nevoile noastre. Când postiți, să fim așa cum trebuie, după cuvântul Său, când facem milostenie, să știm cum să facem, iar când ne rugăm, ce frumos este ca să stăm înaintea lui Dumnezeu ca în fața unui tată, ca în fața unui Dumnezeu care cunoaște și poate să dea răspuns problemelor noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O săptămână binecuvântată vă dorim și ne ridicăm în picioare ca să facem ultima cântare înainte de rugăciune.